a correr de brasa. Vem no capitim. Baixei o capitim por Itatá. Grebas com os vestes dentro da minha memória. Ali em Paltin, Loza, Ratita, Gropo. Ali em memória, cara, já. E sente-se em memória. Agora, fiz uma luta, puxita. Acha ela, fiz uma despicata. Despicata. Deve despicar pela manual na feira. Quando se vin fac cu din fag, o esență mai tare, care nu se roade așa de repede. Pe când grebla e făcută din lemn de paltin, o esență mai moale, care se lucră mai ușor, se lucrează mai ușor. Facea cosi, facea ciucuri, facea bocăi de lemn, cum era pe timpul, pe ce? Așa facea tata. Asta e lemnuțul ăsta, mergem să-l jaluim un pic, să-l tragem la linie. Așa se mânche apetitul. Are o dimensiune de 80. O dimensiune de 80 ar avea. Însemnăm pentru că ai da găuri, să putem baga colți în ea. Vin niște colți de fahag, mai tărișori. Că aceștia de fagă e un lemn de esență mai tare și au rezistență la grebla, nu se rodă așa de repede. Ține grebla mai mult.
Aici însemnăm găurile pentru care vine coada, codița bagată în ea. Vine despicată coada, despicată și lărgită puțin, cu o veriguță la capăt, așa, și vine introdusă în greblă. De 12 între ele, distanța care vine coada despicată puțin și se introduce în ea, în găurile astea. Să fac un dinte. Dinții aceștia se fac din lemn de fag, o esență mai tare. Că el, când tragi cu grebla la fân, la paie, la ce vrei să greble, ei se rod. Dar așa dacă au o esență tare, sunt rezistenți. Așa? Și acum aici vine așa. Cam așa apare un dinte făcut, frumos, și vine introdus în găuri, frumos. Are măgălia asta care nu-i dă drumul la dinte să iasă. Așa, cam așa apare o greblă. De acum urmează să-i punem coada cu care tragi și iese un lucru excepțional. Cam așa vine grebluța.